Se așteptăm fără să așteptăm să ni se ceară. Fără să așteptăm să ni se ceară. Încurajăm din asta păcatul, de fapt. Nu se vede că iertat orice ar face, hai să continuă atunci, că nu e nicio problemă. Nu neapărat. Vedeți, Dumnezeu așa procedează cu noi. Dar noi nu suntem Dumnezeu. Nu, dar suntem chemați să fim ca Dumnezeu. Fiți milostivi, pentru că Tatăl vostru milostiv este. Fiți sfinți, pentru că Tatăl vostru sfânt este. Deci suntem chemați să fim ca Dumnezeu. Dreptate. Da, dar eu ca și om nu trebuie să aștept ca cineva să-mi ceară iertare pentru ca să ofer iertare. Și dacă îmi greșești... Eu ca și om trebuie de multe ori să fac eu primul pas cât acest oameni. Pentru că făcând primul pas îmi dau seama dacă și-a dat seama că a greșit sau nu. Și dacă nu și-a dat seama? Problema greșelii este următoarea. Este un lucru rău. Se poate greși cu intenție. Da. Deci dorința rea de a face un rău mare cuiva, sau se poate face din ignoranță. Ori eu discernământul acesta nu-l pot face dacă nu mă apropiu de persoana respectivă și să o ascult. Audietul et altera pars. Să fiu dispus să ofer iertare. Hristos ne spune, Matei, capitolul 6, iertați și veți fi iertați. Deci, noi trebuie să facem primul pas spre iertare. Dacă cineva are ceva cu tine, când te duci la altar cu jertfa ta, lasă jertfa și du-te și te pacă cu el. Deci, dacă cineva are ceva cu tine, nu tu cu el, este important. Este important să fim primii care să facem pasul spre iertare. Trăim într-o societate și în care... Și care e limita iertării, totuși? Prea multe... Nu mai să termin ideea. Prea multe persoane așteaptă în societatea noastră să li se ceară iertare, simțind mândria lor ofensată. Și sunt prea puține persoane dispuse să o facă. De aceea este... E bună întrebarea, a pus-o și Petru. Doamne, de câte ori se iert celui care greșește? Oare de 7 ori? Știți ce a răspuns Hristos? Zic ție, nu de 7 ori, ci de 77 de ori câte 7. Pentru a arăta infinitatea iertării. Nu trebuie să punem limită iertării, pentru că Dumnezeu nu pune limită iertării sale față de noi. Dar atunci nu suntem fraieri, totuși. Tot îl pomenați cuvântul ăsta. Nu. Devenim victime sigure ale nemernicilor, dacă le permitem la nesfârșit să recalce și noi tot iertăm la nesfârșit. Nu în sensul acesta. Aici trebuie să avem discernământul, care este o altă funcțiune spirituală. Altceva este când cineva îmi spune sau îmi face o greșeală din ignoranță și altceva este un delicvent sau un terorist. Sau vesfug. Unde, sau cum vreți să-i spuneți, deci o persoană care este un instrument al răului, unde trebuie făcut un discernământ. Și spus clar, persoana aceasta a devenit un pericol social, ca urmare trebuie izolat pentru a-și putea recunoaște păcatul său. Eu mă refer mai mult la relațiile interumane, în familie, de exemplu, în comunități, în societăți. Nu mă refer la conflicte armate sau conflicte interreligioase sau altele asemenea lor.